prezidențiale, la alegerile parlamentare, am susținut și vom susține în continuare partidul dumneavoastră și direcția care mi-e. Și vă urăm succes la nivel național, să mergem pe drumul pe care v-ați pornit și să aveți meritele pe care le... adică succesele pe care le meritați. Dar la nivel local, avem o odoleanță care este comună pentru jumătate din oameni care se aici și oameni pentru oameni. Ați avut o procedură din înaintarea candidatului, care noi o considerăm greșit. Și din această cauză, putem să spunem din start pe tine pentru aspectul. Și ce anume a fost greșit în procedură? Nu a fost niciun pas făcut să vadă care este să asculte vocea cetățenilor. Și candidat să fie înaintat. Și ne-a adus un candidat care are experiență politică și are experiență, are facultate, a făcut nu știu unde și nu știu cum, dar, din păcate, vorbește frumos, dar cunoaște și acelelalte, adică are experiența aceea negativă, care au politicienilor la nivel înalt. Nu au plăcut mult cu uita. Din păcate, mi-a obligat să nu vă dăm blocul acum să fie. Dați blocul acum și vreau să vă vorbesc puțin despre procedura internă. Haideți să discutăm. Deci noi în această campanie mergem împreună cu platforma DAN. Deci mergem în bloc. Evident că atunci când am trecut prin procesul de selectare a candidaților, au mai ieșit și scânteii. Și este firesc așa să fie. Uneori, în cadrul aceluiași partid, sunt câțiva candidați care optează pentru aceeași funcție, e un pic de competiție și e bine să fie competiție. Important este să identificăm pe cei mai buni. Acum noi venim și platforma DA au candidați și Partidul Acțiune și Solidaritate au candidați. Am avut o anumită competiție, am formulat niște criterii de selectare și ceea ce vedeți astăzi aici este rezultatul acestui proces. Nu zic că este un proces perfect și nu are cum să fie, dar vă zic din experiența de până acum, pentru că eu nu-i cunosc pe toți candidații, acum când merg și îi cunosc pe cei care vorbesc, sunt candidați foarte buni. Înțeleg că dumneavoastră aveți pretenții la candidatul nostru aici în localitate. Din ce am auzit eu, domnul Cervei s-a implicat în proiecte foarte concrete prin această asociație a Băștinașilor. A avut contribuția sa la atragerea surselor externe, din afara localității, pentru ca să se realizeze aceste proiecte. Eu l-am urmărit pe rețelele de socializare în acești ani, vorbind despre problemele localității și noi am considerat că astea sunt argumente suficient de bune ca să mergem în această localitate cu domnul Cernu. Evident, nu toată lumea o să sprijine această idee. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări mai concrete, le puteți formula și îl lăsăm pe domnul Cernei să răspundă la aceste întrebări. Nu există candidați perfecți, asta cred că putem să spunem cu toții. Important este să existe bună intenție și capacitate de a face lucrurile, de a rezolva problemele comunității. Și părerea mea subiectivă aici este că domnul Cernei are și bună intenție în raport cu propria comunitate, și are și capacitate ca să atragă resurse și ca să rezolve împreună cu dumneavoastră o parte dintre problemele localității. Pe toate nu o să le rezolve nimeni într-un mandat de 4 ani. Poftim, de ce întrebări mai sunt? Poftim? Aici o secundă. Domnul Cotem, poftim. Este microfonul. Dacă se poate în felul următor răsună. Se vorbește de reforme de pensii, de una, de alta. Eu vreau să dau o așa întrebare. Sunt persoane care au muncit 30-40 de ani și au primit câte un salariu de 60-70 de rubli de vreme. Dar persoane care au muncit nu au făcut acești 30 de ani, dar au muncit 25 de ani, dar au peste 100.000
au ieșit la pensie cu 600 de lei. Întrebarea mea răsună în felul următor. Ce fel de reforme facem noi pentru oameni care au muncit cândva? Sunt oameni care au 90 de ani, au câte 60 de ani muncit și abia ajung la 1400 de lei. Este moșul Simeon Boș, acela om a lucrat pe un tractor cu șinele, el dacă nu are tot continentul arată, nu numai Moldova. Și el acum primește 1400 de lei pensie. Și încă o întrebare. În 2000 s-a tot guvernarea de atunci a luat o decizie că oamenii nicătând de în armată, în muncă, au diferite distincții. S-a luat la fiecare distincție o măsură de apreciere.